told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you... Hi everyone! Hi! Check out our second video from Kuala Lumpur. This time we went further into the heart of the city. First we were surprised by a very interesting anime face behind the Petronas, and then we admired these stunning twin buildings from up close, and then from the height of a rooftop infinity pool at a hotel in the city. It was at 48th floor. And we couldn't miss this experience. Enjoy, and we appreciate so much for watching us. Many thanks, and subscribe Life Minions. Ever said you felt that way? Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked you. Am curat să mă pun în Malaysia. Tare curios ce se iasă. Cum o fi? On the face and on the back with number 2. And then, bro, listen. What? Am pelerina in față. A little bit more short. Am plătit $8.50 pentru treaba asta. Da. Asta e, cam scump. Dacă n-am vrut să mă tun în Sri Lanka. Și după ce am căpătat un soare asta maleziană, am fost și ne-am cumpărat bilete la autobuz cu destinația Singapore, unde o să plecăm peste 2 zile. Și între timp, în drumul către casă, am zis că nu puteam să ratăm în Kuala Lumpur faimoasele Petronas Tower, Petronas Twin Towers, ce se află chiar aici în spatele nostru. Cine era cu domnișoara? Făcea o ședință, foto. Păi da, uite, era fundul gol. Ai? Așa era ședința. You wanna love me? Well then baby, I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Aici îmi place, parcă e altceva. Da, e altceva. Parcă mi-a schimbat părerea despre Kuala Lumpur. În ultimul timp am mers și prin zone din astea mai... Nu știu, da, nu mai foarte... Periferice. Da, mai periferice și am mers prin parcări. Mamă, ce coloși sunt și ăștia. Mai e infrastructură foarte mișto, diferită față de ce am mai văzut până acum. Merg și semafoarele aici, în comparație cu unde am fost alalte. Hai pe aici. Cum ar fi să schimbe direcția acum? Aici vezi că podul ăsta dintre ele, de la distanță, pare destul de jos. Da, pare destul de jos și mic. Da, dar aici, cred că e la vreo 100 și ceva de metri înălțime și el. Uite-mă aici în față. E un spectacol ceva de sântii toți îmbrăcați așa. Veneau de undeva. Uite cum e prea ciudat cu săbii după ei, cu perucile alea în cap. Era doar de genul ăsta de aglomerație.
Tu și Bradu. Ca nu cam perete. Nu înțeleg de ce stai așa pe today is Omni Fiesta event. It's a cosplay event. It's a what? Cosplay event. Cosplay event? Yeah, yeah. It's like role acting your favorite animation character. Okay. Yeah. Cosplay event. Nu știu ce înseamnă. Ceva cu actorie, a spus că... Cum ai întrebat? Da. Dacă îl întreb pe domnișoare, imediat. Excuse me, what's happened? What are you dressed like that? Okay. Is it an event or something? Today and tomorrow, animation, comic, and games. Animation, how? It's like an event with animation. Yes, so basically, you know anime, Japanese anime. Yeah. So basically, everyone here, they dress up like Japanese animation characters, games. So are you Japanese? It's a Chinese game actually. Okay. Yeah. Okay, thank you. Oh, you all come in the right time then. Okay. Thank you. Yeah. Lucas a dat... Ce zicea? O filmam și pe fata cealaltă și s-a dat la o parte și m-a întrebat de ce filmăm, credea că... Nu știu, filmam să publicăm undeva și am zis că pentru noi, că facem vlogging și după aceea și-a mai revenit puțin, știi, că era puțin supărată să filmam. Da, deci ai văzut că a zis că e o sărbătoare a animației japoneze, în mod normal, dar am întrebat-o dacă e japonez, a zis că de fapt nu, că e o sărbătoare și a chinezilor în același timp și adică ei sunt chinezi sau chinezoaice, mă rog. La urmă, fiecare se costumează cum vrea sărbătoarea. Ideea e că cred că o să mâncăm street food nici azi. Zona de aici e foarte de lux, din câte observ. Deci un mall. Și cam în maxim jumătate de oră se întunică. Dar oricum interesantă chestie. Ai auzit că azi și mâine sunt aici la fel. Bună dimineața, este ultima zi în Kuala Lumpur. Suntem în gară, așteptăm trenul. Nu puteam să plecăm fără să ne cazăm și noi la unul dintre celebrele hoteluri care au o piscină, un infinity pool la ultimul etaj. Aceasta, unde ne ducem noi, are o piscină la etajul 48. Hotel ce ne-a costat $56 pe noapte, destul de scump, dar făcând o comparație cu Male, din Maldive, unde am plătit același preț pentru o cameră foarte mică și a fost cea mai slabă cazare de până acum. E ok, ne depășește bugetul, dar pentru o noapte ne răsfățăm și mai puțin. Noi spunem că merită, priveliște. Da. Ar fi expres continuă. Am coborât de 10 minute din metrou, doar că pentru puține economii am preferat să mergem pe jos. Am avut undeva la 1,5 km până la hotelul unde să ne cazăm. Doar că e cam complicat cu bagajul. Mai avem din ce spuneam, nu ar fi atât de greu, dar au o problemă cu trecerile de pietoni. Da, pentru că nu sunt sincronizate deloc. Adică la pietoni nu prea se face verde niciodată. Adică trebuie să așteptăm vreo 10 minute să se facă verde. Și sunt și 30 ceva de grade afară, chiar dacă e înnorat. Și acum trebuie să traversăm intersecția asta. Deci noi, teoretic, trebuie să ajungem pe partea aia, doar că nu există niciun fel de trecere aici sau semafor pentru pietoni. Deși trotuar există. Deci e foarte ciudat.
Deci avem o trecere, doar că până aici va trebui să tăiem sfata ca la București. Mai poți? Nu, mă uitam acum. Ideea e că chiar în fața noastră mai e o stație de metro. Am aflat și noi că încă nu s-a deschis. Ne văzusem inițial și ne gândeam, ne bucuram că e aproape. Însă... Și ar fi dus direct stația asta de unde am plecat noi, de unde am stat până acum, până aici. Ar fi fost un singur metro, așa ar trebui să schimbăm 3 plus aproape 2 km de mers pe jos. Hai. Hai că am ajuns. Sunt la etajul 33. Nu am mai stat niciodată așa. Hai să vedem. Nu te-ai obișnuit? Mamă! Așa... Să vedem priveliștea. Frumos! Priveliștea de la etajul 33. Da, mă bucur că am primit o cameră exact cum ne-am dorit. Ne gândeam că poate ne cazează mai jos, da. Am sperat să ne cazeze după etajul, peste etajul 20. Aici avem un fel de bucătărie, mașină spălat. Turc cu microunde, frigider. Și tot. Și baia. Ce chestia avea niște trepte la duș. Cobor să ajungi la duș. Vedeți? A trebuit să plătim încă $60 depozit pentru cameră, bani pe care ni vor da înapoi mâine, iar pentru piscina de la etajul 48 trebuie să plătim $2 de persoană pentru o oră. Și mai e o piscina la etajul 8 care este gratis. S-a înfundat urechea. S-a înfundat urechea și mie. Pare că putem să stăm cât vrem, nu e pe oră. Da, e tare. Uite cât de frumos e. Uite mișto, avem și șezlonguri în apă. Nu, vreau să intru. Ți se mai pare rece? Da, e cam rece. Îmi place că se uită stația de metro aia de unde trebuia să coborâm, în mod normal. Dar apare de pe aici, de aici de sus. Nu-i nimeni aici. Dar și eu mă așteptam să fie destul de plin. 3 persoane, plus noi. Deci ea noastră piscină. Practic de aici începe centrul orașului. Interesantă. De la înălțimea asta. Să stai în piscină să privești orașul. Jumătate de oră, după care o să mergem să mâncăm ceva și vrem să venim și seara să vedem priveliștea noapte. E bine, totuși că am prins și ziua la piscină. Și soare, culme. Culmea că până acum a fost, a fost soare până acum. A fost înnorat mai în toate zilele, mai puțin în ziua în care am fost la Batu Caves. Fix acum soare, ne mai pomenit. Cam așa arată și noaptea. E mai frumos. Da, e super noaptea. Cu luminile astea pe Petronas Tower. Dar vezi că a doua cea mai înaltă clădire din lume nu e luminată sub nicio formă.
Da, nu e pusă încă în evidență pentru că nu au terminat-o și probabil în cauza asta. Mă gândesc, n-ar avea alt da, motiv. Da, da. Se văd Petronas Tower, turnul de televiziune, undeva lângă, de acolo, de acea clădire, da. Nu e scoasă drog în evidență momentan. Cum spuneam mai devreme că noi sperăm că merită cazarea, chiar merită. Și camera e frumoasă, normal, dar priveliștea asta face absolut tot. E superb. Cam asta a fost aventura noastră în Kuala Lumpur. Suntem la terminalul BTS, de unde urmează să luăm autobuzul către Singapore. Am ales varianta asta fiind cea mai ieftină comparativ cu cea cu avionul, ținând cont că țările au graniță terestră, și am plătit $11 de persoană pentru acest drum de 355 de km. Să facem în jur de 5-6 ore, iar autobuzul este destul de confortabil din câte am spus. Wi-Fi, loc la picioare, special pentru mine, eu am o problemă. Mai ales în avioanele low cost cu locul de la picioare. În Singapore vom sta doar 2 zile, după care ne vom întoarce cu același autobuz în Malaysia, doar că de data asta vom urca mai în nord. Am pornit. Mergem spre Singapore. Să încercăm să dormim, avem loc. Scaune ca lumea. Și ne vedem mâine.